Să toată lumea să te caute. După ce încerci, știi că nu mai poți să lași. Noaptea te trezești cu o caos prin oraș. Trebuie să faci cumva să faci și rost de caș. S-arzi niște verde, niște haș. După ce încerci, știi că nu mai poți să lași. Noaptea te trezești cu o caos prin oraș. Trebuie să faci cumva să faci și rost de caș. S-arzi niște verde, niște haș. Eu și cu fata asta aveam o treabă mai specială. Materialul luam de la graniță când intra în țară. M-asiguram că-i bună, urcam pe cântar sus. Tot timpul a pus băia câteva sute de grame în plus. Ne potriveam, fiindcă o dădeam bine. Bambii mei părinți împotriveau relații, îi spuneau să ne abținem. Chiar n-am avut dramă inițial, dar mai apoi mi-au zis că dacă mă mai prind cu ea, cheamă poliția. Și nu-mi doream asta, trăiți iar în soale demodate ca un vis iar. Voiam să schimb condiția, sistemul judiciar condamnă pe orice domn așa ca mine, care profită de așa o doamnă. Deci m-am schimbat, nu mai eram ăla de altă dată. Din ce în ce mai paranoic, evitam să ies cu ea pe stradă. Era păstrată într-un loc secret. Alți proxeneți care o știau îmi spuneau că sunt inconștient. Îmi povesteau despre foștii ei și cum au ajuns ca proștii la închisoare cu găoaza roșiei. Scenariul ăsta părea foarte stresant, nici nu mai ardeam. Totul devenise doar despre bani. Sosise timpul să-i spun la revedere. Ce să zic, n-o să mint, mi-a făcut plăcere. Încep să aflu cine știe ce mai face. Ci că nu mai e în oraș și nu se știe când se întoarce. Cam asta e povestea în detaliu. Ți-am dat mai mult căcat de pește pe metru.